Mai mulți reprezentanți de filiale locale ai Partidului Puterii Umaniste Social Liberal s-au deplasat la Recea, în frunte cu președintele PPUSL Argeș Ion Cornelazăr. Cu această ocazie a fost înființat sediul PPUSL Recea, sub conducerea lui Nicolae Burcea, cel care timp de 17 ani a fost maestru la o fabrică de piese auto. Acesta este acum și candidatul umaniștilor la primăria comunei Recea. Eu o să încerc ca pentru comuna Recea să stopez abuzurile astea care s-au făcut la ora actuală în comună, să ajut cetățeanul de rând în primul rând. Eu am o mică platformă a mea care o să o pun în dezbatere în timpul campaniei pentru cetățean cel mai mult și sunt bucuros că de mine a venit și sunt ajutat de domnul Niță, domnul președinte Lazăr, care se află la inaugurarea sediului în comuna Recea. Nicolae Burcea a mai spus că își dorește o platformă a proprietarilor de terenuri din Recea, iar pământurile să fie muncite sau preluate de cei care au locație în comună. Aducerea gazelor reprezintă un alt aspect către care umanistul Nicolae Burcea și-a îndreptat atenția în cadrul înființării noului sediu PPUSL.